something happening here. Mi-aduc aminte de muntele din cartea doamnei Ani Bentoiu, muntele interbelic, cu regretul că tot ce a însemnat construcția cabanelor și a popasurilor în perioada aia, care era foarte generoasă pentru montaniarzi, s-a pierdut și sper ca cumva să se regăsească pasiunea pentru a crea popasuri. Muntele propune chiar în cele mai simple abordări o luptă și după lupta cu muntele vine binemeritatul popas.